Salutare, prieteni, ce mai faceți? Se pare că ne regăsim la un alt vlog aici în Spania. Astăzi o să mergem să vizităm ceva mai deosebit, niște peșteri, se spune Covas de Sant Jose, aici lângă Valencia. Nevastă mea a descoperit locul ăsta și să vedem despre ce e vorba. Aici o hartă turistică care ne arată pe unde să o luăm. De aici suntem noi și hai să urmăm ruta. Ceea ce a fost un râu cândva, după cum vedeți, trebuie acolo o zonă inundabilă, dar acum au crescut boschețe ăștia aici, cred că n-a mai fost inundată de sute de ani. Ce ai mai văzut, mă, noua de data asta? Dar când nu vezi tu jucării, mă, tata, mă? Păi, nu știu, tati, costă. Dar ia zi, când ți-a luat tata ultima oară o jucărie? Îți zic eu când, ieri, tata. Și dacă ți-au zilnic, tată, tot degeaba ți-au. Da, din păcate nu s-a putut filma în timp ce mergeam cu barca, era interzis. Oricum, e destul de întuneric, nu prea se vede bine la cameră. Dar au fost niște imagini extraordinar de frumoase. Ia uite, a trebuit să bag capul la cutie de vreo 10 ori până acum. Inclusiv acum, dacă nu dai cu capul aici. Ai de capul meu. Bă, nu mai fac așa în viața mea. A, bă, Nicule, bă. Avem pe cineva aici care e claustrofobic. Sărac cum se chinuie. Fii atent aici ce pietre, mă, băiatule. Direct munte aici. Bă, mai, dar băie și mâncinu ce să aici. Nu știu, nu ai mașina? Ce frumos. Frumos, dar pentru spate nu e așa frumos. Ia uite aici cum se vede. Cristalin tot fiat în aici. Toți pereții ăștia, dacă pui mâna pe ei, așa sunt semi-uzi. Ia uite ce mai știu. Deci fii atent cum și-a schimbat structura pe aici. Se pare că aici avem o zonă unde avem voie să filmăm. Ca un T-Rex, adică. Deci, din câte ne-au spus, se pare că mai sunt încă 2 km de apă din asta, prin peșteră pe aici, doar că nu este accesibilă pentru bărci. Uitați apa. Asta e apă dulce, se poate chiar și bea. Sătucul care e în apropiere aici se alimentează exclusiv cu apa care vine din muntele ăsta de aici. La
gândești în fel. Ia uitați, altă barcăză. Posibil. Aha, uite, asta e zona unde am trecut și am stat toți, capul a plecat. Ia uitați aici. Uitați liliecii cum se aude. Poate și balauri pe aici, eu știu. Balauri, tati? O să-i vezi tu mai târziu la televizor, tati. Niște dragoni, tati. Au pus boxe așa. Ce aici? Da. Cam asta a fost plimbarea înăuntru. Urmează să ieșim afară. Nu știu dacă am voie să filmez aici, dar asta se mai întâmplă. Nu, ți-a plăcut, tati? Da sau nu? Bravo, iubirea, tati. Dar balauri ți-au plăcut, tati? Ce balauri? Erau niște balauri, n-ai văzut? Nu, n-am văzut. Da? Las că-i vedem pe filmarea acasă, tati.